Germania nu mai poate trimite arme Ucrainei pentru că stocurile armatei sale au atins o limită, însă va continua să sprijine Kievul, a declarat ministrul german al apărării, Christine Lambrecht. Citește aici Live Update războiul din Ucraina, ultimele informații. Ziua 45. Ministrul german al apărării, Christine Lambrecht, a declarat că nu vede aproape nicio posibilitate de a furniza Ucrainei armament și materiale direct din stocurile armatei germane, Bundeswehr, deoarece Germania a atins o limită, însă va continua să sprijine Ucraina, relatează cotidianul Augsburger Allgemeine, citat de Deutsche Welle, potrivit News. Pentru a menține capacitatea de apărare a Bundeswehr, livrările viitoare ar trebui să fie din ce în ce mai mult realizate direct prin industria de armament, a declarat Christine Lambrecht pentru cotidianul german Augsburger Allgemeine. În acest scop, ne coordonăm în mod permanent cu Ucraina, a spus ea. În cazul livrărilor din stocurile Bundeswehr, totuși, trebuie să fiu sinceră, am atins acum o limită, a afirmat Lambrecht. Germania nu poate oferi detalii despre livrările sale de arme Ucrainei. Bundeswehr trebuie să continue să poată asigura apărarea națională și a alianței, a mai precizat ministrul german al apărării, dar asta nu înseamnă că nu putem face mai mult pentru Ucraina, a adăugat ea. Lambrecht a reiterat că nu va oferi detalii despre livrările de armament oferite de Germania Ucrainei. Există motive întemeiate pentru care am clasificat tocmai aceste informații. Am procedat astfel ca răspuns la o solicitare explicită din partea Ucrainei, a argumentat oficialul german. Trebuie să țineți întotdeauna cont, în momentul în care livrările sunt publicate în detaliu, Rusia ar avea și această informație. Și numai acest lucru ar avea implicații strategice militare, a mai explicat ea.